După reabilitare, grădinița din localitatea buzoiană Merei este de nerecunoscut. Copiii o îndrăgesc, așa cum îndrăgesc și jocurile distractive și lecțiile interesante predate de dascăli. Un lucru destul de dificil în condițiile în care, an de an, copiii par să se despartă tot mai greu de părinți și de casă. Am simțit, datorită reabilitării în această iarnă, să știți că s-a simțit, nu a mai fost frig, am avut alte condiții. Eu zic că e un lucru frumos și pe lângă faptul că arată bine, pentru că eram aici și la artera principală și nu arăta foarte bine. Primăria Merei a reușit să includă clădirea grădiniței pe o listă prioritară de proiecte finanțate cu fonduri din bugetul local. Era un spațiu liber și am zis să renovăm grădinița și să facem și pentru copiii din comună un muzeu unde pot veni în această locație. După renovare, grădinița beneficiază nu numai de spații de învățat moderne, ci și de un muzeu, o bibliotecă și un cabinet de orientare școlară. Copiii au adus de acasă toate obiectele vechi și costumele populare care se află expuse în muzeu. Toate aceste obiective sunt menite să aducă un plus în bagajul de cunoștințe ale elevilor în ceea ce privește cultura populară și păstrarea tradițiilor. E foarte frumos. Deci vreau să vă spun că felicit pe doamna directoare care s-a implicat foarte mult și mai ales profesorii care au dâns să iau într-o echipă și au strâns aceste obiecte pentru tradiția din Comuna Merei. În localitatea buzoiană Merei, aproape toate unitățile de învățământ au fost modernizate.